Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Cuvinte grele în această dimineață la Mondo FM, în cadrul emisiunii Omul de pe zebră, realizată de Ionuț Drăgotesc, Costel Avram, directorul APASER și Vasilică Jurcă și-au aruncat vorbe grele. Conflictul dintre cei doi a început la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când Vasilică Jurcă, viceprimarul Petrilei, a contestat calitatea lucrărilor pentru apă și canalizare efectuate în estul Văijiului. Chiar în timpul recepției investiției, viceprimarul Petrilei a reclamat calitatea îndoielnică a lucrărilor. În această dimineață la Mondo FM, războiul declarațiilor a continuat. A apărut acolo ca Val Vârtej să ne arate că el este viceprimarul orașului Petrila. De acord, dar dacă totuși face și ceva, sunt de acord cu dumnealui. Dar să vii acolo când vezi că acești oameni au muncit, au adus canalizare, au adus un spirit de lumină până la oameni, și apă și canalizare, și tu vii să spui că grădina lui X gardul s-a lăsat. Dar ce problemă ai tu că în condițiile în care primăria are sau îl interesează domeniul public și privat al orașului Petrila, nici de cum domeniul privat al lui Nenea Gheorghe, ce se întâmplă la el în grădină. În replică, Jurcă a răbufnit. Prima dată aș vrea să-i transmit domnule Avram că dacă prostia, nesimțirea și tupeu ar durea, el ar urla, nu ar mai vorbi. Ăsta e primul lucru care vreau să vi-l spun. În al doilea rând, vreau să vă spun că recepția s-a făcut doar pe porțiunile unde lucrările sunt refăcute în totalitate. În partea de sus a orașului, unde sunt 80% din lucrări, nu a mai vrut domnul Avram să meargă. Mi-a spus că el face programul de recepție în cap de linie Lonea, unde străzile sunt praf. Nu a vrut să meargă în Brăteanu și în Remete, unde sunt probleme, la fel n-a vrut să meargă. Reacția lui Avram nu a întârziat. Eu nu vreau să comentez ceea ce spune acest individ care vremelnic ocupă postul de viceprimar. Când domnul Jurcă va veni și el și va spune că a făcut ceva și nu stă în umbra lui Păducel, de acord cu dumnealui. Până atunci, lăs faptele să vorbească. Din păcate, la el prostia vorbește. Dincolo de grija pentru petrileni, este evident faptul că războiul declarațiilor dintre cele două părți are și un substrat politic. Acțiunile din ultima perioadă ale lui Costel Avram, liderul liberalilor petrileni, nu sunt privite cu ochi buni de administrația social-democrată de la Petrila. Deputatul PSD de Orăștie, Natalia Intoteru, a câștigat alegerile pentru desemnarea noii conduceri a Organizației Femeilor Social-Democrate din județul Hunedoara. Intoteru a învins-o pe Liliana Țolaș la o diferență semnificativă, fiind votată de 73% din numărul delegatelor care au participat la conferința județeană de alegeri. La curs sânge, așa cum se așteptau toți participanții, invitați sau delegați, dar au curs în schimb lacrimi de bucurie în tabăra câștigătorilor și de supărare în cea a perdanților. La conferința județeană de alegeri au participat 344 de delegate, dintr-un total de 391, iar dintre acestea 273 au vrut o președinte al Organizației Femeilor Social-Democrate din județul Hunedoara, pe Natalia Intoteru, și doar 73 au mai dorit ca după 7 ani Liliana Țolaș să-și continue activitatea în calitate de lider, cu o strategie bazată pe mesaje de unire, solidaritate și prețuire a tuturor femeilor membre de partid sau simpatizante. Natalia Intoteru a reușit să convingă majoritatea delegatelor că poate fi un bun conducător al organizației județene. Vreau să facem o echipă care să coordoneze întreaga activitate a femeilor social-democrate, iar deciziile care se iau la nivelul organizației să fie luate de foruri statutare, eliminând pentru totdeauna din viața organizației deciziile luate de o singură persoană sau de un grup restrâns care nu reprezintă opinia tuturor femeilor din organizația noastră. Liliana Țolaș a considerat că experiența, activitatea politică combinată cu cea de mamă sunt suficiente pentru a atrage aprecierea delegatelor. Întreaga mea activitate politică din ultimii 7 ani a fost pusă în slujba oamenilor. Și vă rog să mă credeți, am reușit toate împreună să aducem speranță și rezolvarea multor probleme. Totuși, Lilianei Țolaș i s-au reproșat o serie de carențe în activitatea desfășurată la nivel local. A fost faptul că nu le-a implicat. Deci în activități ale organizației naționale, de cel mai multe ori mergea singură sau
că nu le-a implicat suficient cum au fost obișnuite, că au dispărut acele cluburi, sau cum se numesc, da, a femeilor social-democrate, deci e foarte greu să înființeze un club. Și atunci de asta nu găseam nicio scuză când ele există, să, prin atitudinea ta, să le desfințezi. Deci a existat o nemulțumire care e reflectată clar de scor. Cu siguranță, Liliana Țolaș a pierdut câteva zeci de voturi bune în momentul în care s-a plâns pe scenă că prea multe dintre femeile care vin la PSD caută doar să obțină un post de conducere într-o instituție de stat. Asta am fost o jignire la adresa sălii, pentru că vă dați seama că dintr-o mare de 3.000 și ceva de membri PSD, dacă toate vin în PSD ca să obțină o funcție, deci este nejustificat. La final, după aflarea rezultatului, Intotero și Țolaș s-au îmbrățișat în fața delegatelor și invitaților, oferindu-și reciproc buchete de trandafiri. Felicitări, Natalia Dragă! În acest moment, în PSD s-a produs o mare schimbare, echipa tânără a venit. Eu îi predau ștafeta, sper să facă și mai mult decât am reușit să fac. Vă mulțumesc din suflet! O echipă combinată, experiența colegilor noastre cu tinereția celor mai noi venite în partid și împreună să contribuim la tot ceea ce înseamnă bunăstarea tuturor femeilor din județul Hunedoara. Trandafiri plin de spin, după cum avea să recunoască sincer liderul PSD din județul Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a fost nevoit să instituie câteva reguli, obligându-le pe candidate să le respecte, astfel încât nimeni să nu sesizeze războiul real dintre Intotero și Țolaș. Acest lucru a făcut ca astăzi conferința totuși să fie liniștită. Acest lucru a făcut ca ultima săptămână de campanie electorală să fie liniștită, fiindcă erau lucruri pe care nu făcea mândrie nici unia dintre candidate, nu făcea mândrie organizației județene și în calitatea mea de președinte, sigur că mă cunoașteți atât de bine, nu am acceptat și nu voi accepta niciodată ca organizația județeană să fie terferită. Laurențiu Nistor recunoaște că mai multe membre de partid și-au exprimat intenția de a părăsi organizația de femei, însă Nistor nu crede în amenințarea femeilor. Sute de oameni stau de cu seară la cozi interminabile ca să primească alimente din comunitatea europeană, dar în urma lor este dezastru. Nimeni nu înțelege logica acestei acțiuni, dar toți observă cum în centrul orașului gunoaiele zac în urma lor. Pentru că se instalează de seara la coadă, mulți îndură frigul de peste noapte cum pot, iar pentru a se încălzi folosesc tot felul de licori. Nu e greu de observat, pentru că recipientele pe care le folosesc peste noapte rămân până a doua zi peste tot. Cu ele e ornată scara oficiului local de poștă, ori geamurile unui magazin din apropiere, toate din cauza că oamenii se tem că nu vor mai prinde alimente. Este opțiunea lor de asta noaptea. Noi am anunțat pe toată lumea că toți cei care întrunesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul de la Uniunea Europeană vor primi. Ajutoarele se vor distribui pe o perioadă mai lungă de timp până vom epuiza toți beneficiarii. Dar oamenii vin acum, vor să ia printre primii aceste alimente. Părerea mea este că le este teamă, anul trecut nu s-a distribuit uleiul, deloc chiar nu s-a distribuit, nu am primit ulei absolut deloc și așa din câte am mai auzit de la beneficiari, la majoritatea le este teamă că nu vor primi acest ulei, dar noi anunțăm că îl vor primi, adică nu va fi o problemă, pentru că contractul există la ora actuală pentru achiziționarea uleiului și cei de la Consiliul Județean ne-au asigurat că vor distribui toată cantitatea de ulei. Dar ei vin noaptea, fac acele liste, stau seara de la 8-9 seara. Au fost oameni care au venit și au spus că noi stăm de la ora 8-9 seara și ne-am făcut liste. Cât despre gunoiul rămas, cei care distribuie alimentele pot doar să confirme că lucrurile stau așa cum le vede toată lumea. Din păcate așa este și asta nu putem, că, cum să vă spun, eu am mai intrat acolo și adică am încercat să, dar nu se poate.
Numai în Petroșani sunt aproximativ 3200 de oameni pe liste pentru a lua alimente din spațiul european. Cei de la Serviciul de Asistență Socială însă au dat asigurări că alimentele vor ajunge pentru toată lumea, chiar dacă mulți nu vor sta la cozi. După cele două sesiuni de înscrieri la Universitatea din Petroșani, s-a ajuns la concluzia că numărul studenților a scăzut cu aproximativ 15%. Rezultatele dezastruoase ale examenului de bacalaureat stau la baza acestei descreșteri. S-a încheiat și cea de-a doua sesiune de înscrieri la Universitatea din Petroșani. Oferta nu a fost una de neglijat pentru absolvenții de clasa a 12-a, care au susținut în perioada august-septembrie bacalaureatul de toamnă. Încă din prima sesiune de înscrieri au rămas locuri neocupate la buget, locuri pentru care s-au luptat acum peste 300 de candidați. Ei au fost repartizați în această sesiune de înscrieri în funcție de opțiunile lor. La ciclu 1 de studii universitare de licență s-au înscris în total 307 candidați care au optat în funcție de specializările la care s-au înscris astfel. 100 la Facultatea de Mine, 88 la Inginerie Mecanică și Electrică și respectiv 119 la Facultatea de Științe. Din acest total de 119, 81 sunt înscriși la studii universitare cu frecvență, adică forma de învățământ zi, și 38 au optat pentru studii universitare de licență la distanță. Având în vedere că la începutul acestei sesiuni am avut un total de 237 locuri bugetate rămase din sesiunea de vară pentru studiile universitare de licență, am acoperit aceste locuri și s-au ocupat și câteva dintre locurile cu taxă. La studiile universitare de masterat au fost peste 400 de candidați care au optat pentru unul din cele 18 programe pe care le are Universitatea din Petroșani. De asemenea, s-a organizat admitere pentru studiile universitare de masterat pentru prima dată în acest an, deci nu am avut sesiune de admitere și în vară pentru masterat, ci doar acum în toamnă. Și aici am totalizat 465 de candidați care s-au repartizat pe 18 programe de studii universitare de masterat, câte 6 la fiecare dintre cele 3 facultăți, astfel 179 la Facultatea de Mine, 105 la Inginerie Mecanică și Electrică și respectiv 181 la Facultatea de Științe. Am avut un total de 180 de locuri bugetate la studiile universitare de masterat, deci s-au acoperit și 285 de locuri cu taxă. Din păcate, conform statisticilor, de la an la an, numărul studenților care vin la Universitatea din Petroșani este tot mai mic. Și asta nu pentru că ar lăsa de dori calitatea actului de învățământ, ci pentru că de câțiva ani, așa cum se știe, examenul de bacalaureat a devenit o adevărată povară pentru candidați. Acesta ar fi doar unul dintre motivele pentru care scade numărul studenților la Universitatea din Petroșani. Avem mai puțin studenți la studiile universitare de licență, cu aproximativ, apreciez deocamdată, cam cu 15% procentual. Însă noi ne aflăm încă în perioada de matriculare, când studenții trebuie să-și confirme locul și această perioadă se încheie abia mâine. Deci numărul exact al matriculaților o să putem să-l estimăm abia pe miercuri-joi. La studiile universitare de masterat, scăderea nu este așa de mare. Este vorba de aproximativ 20-30 de studenți înscriși mai puțin anul acesta față de aceeași perioadă anului anterior. Marți este ultima zi în care cei admiși își mai pot confirma locul, iar miercuri se va ști exact cu cât a scăzut numărul celor care au ales să urmeze studiile superioare la Universitatea din Petroșani. Vom cumpăra recipiente noi pentru a colecta selectiv gunoiul. Afirmația aparține celor de la Serviciul de Gospodărie din Petroșani, care sunt gata să cumpere cel puțin 10 containere noi. Deși cu câțiva ani în urmă au mai încercat să convingă populația să colecteze selectiv contra sumei de 1 milion de euro. Deși au cheltuit aproape 1 milion de euro pentru implementarea unui proiect ce a dat greș la Petroșani, autoritățile locale vin acum cu încă o achiziție în acest domeniu. Este vorba despre cel puțin 10 recipiente de dimensiuni mai mari, care vor ajunge în curând pe străzi. În acestea va fi depozitat gunoiul menajer selectat, iar cei care le vor monta speră să aibă mai mult succes decât cele de până acum.
În cel mai scurt timp posibil, sper eu că într-o lună, o lună și jumătate, urmează să achiziționăm containere tip clopot, care sunt pe diferite culori, pentru peturi, pentru hârtie și pentru sticlă. Aceste containere vor fi amplasate pe domeniul public al municipiului Petroșani, în zonele de interes, să spun așa, de exemplu, în zona pieței centrale, în zona pieței Dacia, zona micropiața aeroport, anumite licee și școli, urmând ca transportul petrolului și a hârtiei să fie efectuată de către angajații noștri în stația pe care o avem amplasată pe strada Cărbunelui, urmând ca peturile și hârtia să fie îmbalotate și ulterior valorificate. Că nu sunt selectate deșeurile se vede cu ochiul liber. Însă la Petroșani sunt oameni care reclamă faptul că mizeria este la tot pasul în apropierea blocurilor, iar unii locatari folosesc tuburile vechi și uzate, deși acestea au fost anulate. Tomberoanele colorate sunt ignorate însă, pentru că nu sunt inscripționate corespunzător. Mai sunt și vecele de care aruncă de burlan acolo. Așa a fost construite blocurile. Așa au fost construite, dar acum spune că s-au oprit. Dar nu răzduce acolo, mai bine de drumul. Dar colectează cineva selectiv de o parte carton, de o parte plastic? Nu, că nu scrise pe contanele. Nu e scrise. Și dacă ar fi, ar fi mai bine. Asta o recunosc chiar și cei de la primărie, care ne spun cât vom cheltui acum pentru aceste noi recipiente. Vor fi 10 cumpărate anul acesta, iar costul unuia se ridică la 400 ori chiar 500 de euro. Oamenii vor fi sensibilizați prin campanii și poate chiar amendați ulterior dacă nu strâng selectiv gunoiul. O să fie informați atât prin mass media, prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul presei, o să facem anumite întruniri periodice în acest sens cu cetățenii sau cu reprezentanții acestora pentru a-i sensibiliza în vederea depunerii selective a gunoiului menajer. Programul de colectare selectivă a deșeurilor implementat de Primăria Petroșani în urmă cu câțiva ani nu a dat roade. Pentru achiziționarea pubelelor și pentru stația de sortare s-a cheltuit 1 milion de euro. Însă campaniile de educare a populației nu au dat niciun rezultat. Oamenii au continuat să arunce gunoiul de avalma, dar acum nu va mai fi posibil. Asta pentru că la deponeul ecologic nu vom mai duce decât gunoi sortat și compactat. La sfârșitul săptămânii trecute, la Petrila a avut loc prima ediție a concursului de ciclism montan a ușelul Rider Bike. Peste 50 de concurenți înscriși pe diferite categorii de vârstă au parcurs cheile tăii pedalând, iar cei mai buni au fost premiați. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mic la mare, peste 50 de persoane au participat duminică la prima ediție a concursului de ciclism montan a ușelul Rider Bike. Competiția organizată de Asociația Rosa Multiflora și Organizația Petrileană a PNL a fost un succes, având în vedere numărul mare al celor interesați să pedaleze într-o zonă precum cheile tăii. În acest fel, spun liberalii, au marcat săptămâna mobilității prin mișcare, sport în aer liber, ceea ce face bine la sănătate. Participanții, echipați corespunzător, au avut parte de vreme bună și de un peisaj de vis. Săptămâna aceasta a fost săptămâna mobilității europene. A venit la fix această întâlnire, acest concurs de la Ușelu. Acum că s-a terminat, vreau să vă spun că a fost o reușită. Mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc celor organizatorilor, colegilor mei de la PNL Petrila pentru faptul că s-au implicat și doresc tuturor celor care au venit că trebuie să mai vină și aceste mișcări, mai ales mișcarea în natură, este bună. Ne ghidăm după dictonul mens sana in corpore sano, minte sănătos în corp sănătos, și PNL Petrila va face cât mai multe acțiuni de genul acesta. Concursul s-a desfășurat pe mai multe categorii de vârstă, iar cei mai buni au fost premiați cu diplome și bani. Pe locul 2, nimeni decât Iancu Avram. Și pe locul întâi și câștigătorul acestui concurs,
Lungu Marian. Nu doar concurenții au fost premiați, ci și organizatorii pentru inițiativă și pentru buna desfășurare a competiției. A fost un eveniment frumos și de aceea dorim să invităm în față, aici lângă podium, întreaga echipă organizatorică, să-i felicităm și să-i aplaudăm și pe dumnealor. Vor primi și dumnealor diplome pentru inițiativă. Da. Dorim să acordăm o diplomă pentru participarea la concursul de ciclism domnului Costel Avram, care este și inițiatorul acestui eveniment, și îi dorim la mai mult. În timp ce unii pedalau în cadrul concursului Aușelu Rider Bike, alții vizitau stațiunea de tratare a apei de la Taiam. Este vorba despre un număr de peste 40 de copii care, însoțiți de reprezentanții ai SECE Apa Serv Aleșiului, au mers să cunoască la fața locului cum se tratează apa care curge la robinetele lor. Taia. La o stație de tratare a apei avem mai multe trepte de tratare. Avem captarea, a trecut pe lângă ea pe dreapta construcția aia albastră, avem partea de decantare, partea de filtrare și partea de dezinfecție, da? Deci câte trepte avem aici? Trei. Ia, spune. Partea de filtrare, de decantare, de... Invers. Deci vine captare, decantare, filtrare, dezinfecție. Mă, hai să vedem ce înseamnă decantare. Ce bănuiți voi că înseamnă decantare? O apă, zi, ce zi? Deci, apa când vine tulbure, intră în decantorul ăsta și se decantează. Deci toate particulele mai grele, așa, se decantează, se dimentează și ajung undeva la baza acestui decantor. Deci ăsta, ce avem în față? Un decantor. Unde ce se face? Decantare. Profitând de faptul că astăzi aici, în această zonă, a fost și un concurs, am invitat toți copiii, în jur de 40-50 de copii, și am făcut ziua porților deschise la stația Taia. Împreună cu colegul meu, Cristi Ionică, am mers cu copiii și au vizitat să vadă cum se produce apa, cum ajunge apa la robinetele lor. Au văzut, au rămas surprinși, plăcut copiii, de ce se întâmplă aici. A fost impresionat atât pentru noi cât și pentru copii și neașteptat, au fost foarte interesați să vadă cum funcționează o uzină de tratare a apei. Uzină de tratare a apei care asigură apa potabilă pentru orașul Petrila și o treime din orașul Petroșani. S-a bucurat de o vacanță în Antalya în această vară, iar acum va pleca la Paris. Ioana Roxana Ionuț este câștigătoarea tombolei organizate de Happy Tour, agenția de turism din Petroșani, de unde tânăra a cumpărat biletul pentru prima de vacanță. Câștigătorul este Ionuț, câștigătoarea de fapt, Ionuț Ioana Roxana din Petroșani. Happy Shore-ul ia în vacanță la Paris pe Ioana Roxana Ionuț din Petroșani. Tânăra este fericită câștigătoarea tombolei organizate de agenția Happy Tour. Campania s-a adresat persoanelor care în perioada 1 iunie 15 septembrie au cumpărat de la Happy Tour un bilet de vacanță sau de avion. Astăzi a avut loc extragerea, iar premiul oferit este un city break pentru două persoane la Paris. După ce în vară s-a bucurat de un sejur în Antalya, în toamnă, mai exact în luna octombrie, Ioana Roxana va vedea Parisul. Reprezentant Happy Tour, Gabriela Șipoș. V-am sunat să vă anunțăm că sunteți fericită câștigătoare a city break-ului la Paris pentru două persoane. V-ați înscris la tombola noastră? Da, da, da. Doamne, ferește, nu pot să cred, am câștigat în viața mea ceva. Păi în funcție și de disponibilitatea dumneavoastră, vă așteptăm la agenție să discutăm detaliile acestea. Da, 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 da. Doamne, de ce mă răbate? Doamne, ferește! Bine, că vii, dai, că... Bine, bine, vă așteptăm. Zi frumoasă, la revedere!
În perioada 1 iunie, 15 septembrie, am desfășurat un concurs pe bază de tombolă la care s-au înscris toți clienții noștri care au cumpărat fie un sejur, fie doar un bilet de avion. Happy Tour oferă câștigătorului un city break la Paris pentru două persoane. Acesta se va desfășura în luna octombrie, în funcție și de disponibilitatea clientului și timpul său liber. Va fi într-unul dintre weekendurile libere ale acestuia și va avea inclus biletul de avion dus-întors pentru doi adulți, cât și cazarea în Paris. Am avut câteva sute de persoane înscrise, dar ea a fost fericita câștigătoare. Ioana Roxana, câștigătoarea Happy Tour, a plătit o vacanță și primește nu una, ci două. Sejurul în Antalya a costat-o pe Ioana Roxana puțin peste 1800 de euro, iar în octombrie Happy Shore îi va arăta și Parisul într-un city break plătit de Happy Tour. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.